mulțumim foarte mult că ați venit alături de noi în această seară. A luat foc aici ceva. Asta nu era un plan. Incendiu fabrica Pionierul. Unde, pe ce stradă? Strada Săbătarilor 7, incendiu fabrica Pionierul. Acum arzi niște oameni. Arzi niște oameni? Ieși afară! Uite de acum, frate! Statul român a arătat că funcționează, iar sistemul medical și sistemul de urgență a funcționat optim, de la ambulanță SMURD până la intervenția colegilor de la Ministerul de Interne, IGSU, pompieri și cadrele din poliție. Toate medicamentele și tot ceea ce era necesar a fost asigurat. Noaptea trecută n-a fost absolut nicio problemă și în cursul dimineții și în prima parte totul este asigurat. Pacienții aceștia erau din start cu niște echipe care nu erau pregătite adecvat pentru a trata după primele 12-24 de ore astfel de urgențe și nu aveau resursele toate de care au nevoie și se mai pune problema mediului steril de care au nevoie mari arși din secunda zero în care intră în spital. Ori se știa că nici acest mediu steril nu poate fi oferit. Cu aceste informații, decidenții de la momentul acela încă ne sunt datori. Că să obții paturi de arși din alte țări nu se face în câteva minute, nici măcar în 24 de ore. Se face destul de greu, pentru că ei trebuie să-și calculeze câți pacienți au, să-și calculeze capacitatea și să-și păstreze ei rezervă în cazul în care apare ceva la ei, fiind paturile de mari arși foarte limitate. După colectiv, faptul că oamenii ăștia răniți nu au fost trimiși în străinătate a fost un lucru extrem de grav, în condițiile în care întreaga Europa era îngrozită de ce se întâmpla aici. Au spus că există resurse în spitale, când au văzut că încep să moară pacienții, le-au trimis. Ce am reușit să schimbăm în 4 ani? Ce s-a reușit și ce nu s-a reușit? Mult prea puțin față de ce ar fi trebuit. Trebuie să ne imaginăm că eram într-o situație la nivelul anului 2015, la câți ani de la Revoluție? Erau 26... Da. Eram într-o situație în care nu exista o lege, o bază legală, cum se spune la Ministerul Sănătății, dar nu exista o bază legală pentru tratarea arșilor. Adică nu existau protocoale, nu exista o lege a pacientului cu arsuri, nu exista nimic. Din păcate, după 4 ani ar fi trebuit să avem mult mai multe. Sau nu neapărat mult mai multe, mai multe, pentru că fiecare țară are un număr de paturi pentru mari arși dimensionat la populația pe care o are. Noi, din fericire, în acest moment, am reușit să mai avem 10 paturi în plus. 10 paturi care sunt vitale, spun eu. Din punctul de vedere al pacientului, este greu de spus dacă resimte o schimbare în bine sau nu în acest moment, dar pentru cei care au urmărit evoluția lucrurilor în domeniu, sigur, văd că există pași înainte, mai lenți și mai mici decât ne-am fi dorit, dar există niște progrese și chiar recent, în luna aceasta, s-au inaugurat în sfârșit cele două centre pentru mari arși, cel de la Timișoara și cel de la Iași. Niște structuri care evident că nu sunt încă ce ne-am dori, dar reprezintă un pas înainte. Fără să am la dispoziție niște cifre și niște corelații, apropo de suta de mii de locuitori, evident că sunt puține, pentru că în momentul de față noi avem niște structuri care nu pot fi considerate încă la nivel de centru de arși, așa cum sunt în străinătate. Pentru că nu există organizarea corespunzătoare, nu există încă resursa umană necesară, nu există încă conceptul necesar.
pentru treaba asta. E un pas înainte și evident, la nivel de centru de arși nu avem câte ne trebuiesc, la nivel de chiar și de unități funcționale pentru arsuri grave nu avem încă câte ne trebuiesc. Efectul este că în 3 ani de zile au murit foarte mulți oameni care ar fi avut șanse. După 3 ani de zile au reușit să inaugureze două unități spitalicești cu câte 5 paturi fiecare, care nu sunt la capacitatea maximă la care ar trebui să fie pentru a putea trata arși cu patologie complexă. Sunt niște unități provizorii, da? O etapă intermediară și a durat 3 ani de zile doar să cumpere aparatura. Nu-i nimic de laudă în asta. Cred că aici ar trebui să facem mult mai mult pentru prevenție. Pentru că avem cei mai numeroși mari arși. Din păcate. Și am să vă dau un singur exemplu. În luna martie, de exemplu, am avut 75 de persoane cu arsuri. Peste jumătate erau cu arsuri peste 30%. Am spus că este o întâmplare. E o lună de primăvară în care oamenii își curăță câmpurile și atunci este cumva explicabil. Dar același mare număr a fost și în lunile mai, și în luna iulie, și în august, semn că avem aici o problemă. O parte au fost tratați în România, o parte au fost transportați în străinătate. Din informațiile publice, în esență, care există în momentul ăsta, avem cam între 600 și 800 de pacienți mari arși pe an în România. Pentru că suntem o țară subdezvoltată, suntem o țară în care funcționează din plin cazanele de țuică, suntem o țară în care se ard miriștile, suntem o țară în care ne încălzim foarte mult cu, nu, în zona rurală se încălzesc oamenii foarte mult cu lemne, dau foc cu benzină la sobă și alte prostii. Plus accidentele auto, se circulă mult pe GPL, da? Sunt foarte multe situații în care apar accidente. Deci nu doar, nu poți arde în România doar că te duci la un club cu muzică mai dură, mai rock și te bate Dumnezeu, da? Cum s-a spus la momentul respectiv. Am făcut presiune să creăm un mecanism prin care sistemul medical public să intervină cu pași foarte clari, birocrație minimală, pentru maximizarea șanselor acelui pacient, să-l trimită cât mai rapid într-o unitate spitalicească. Dacă în România nu avem unde, pentru că excede patologia capacitatea de intervenție a sistemului românesc de sănătate, în străinătate, într-o clinică de arși parteneră. În continuare, dacă, Doamne ferește, am mai avea un episod colectiv, n-am putea trata toți pacienții în România, asta este clar, dar nicio țară din lume n-ar putea. Am evoluat, am recunoaște că nu putem. Dacă e un accident colectiv, măcar nu mai există minciuna că putem să-i rezolvăm. Trebuie trimis afară, toată lumea știe asta și cum să spun, sistemul va acționa ca atare. Unii vor fi ținuți aici, aia care sunt cazuri mai simple, dar restul vor fi trimis afară. Nu va mai fi minciuna atât de îngrozitoare ca atunci. Dar e multă paradă de false realizări, da? Ca să folosesc așa un eufemism. Ne lăudăm cu... Ne place să ne punem insigne că am rezolvat problema arșilor, dar n-am rezolvat-o. Inaugurăm lucruri care încă nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Da, încerc să nu fiu malițios.